Domnule președinte, senatorii români spun că au transmis conducerii Parlamentului de la Chișinău o invitație pentru că cele două parlamente să aibă o ședință comună solemnă la 27 martie, iar Chișinău l-a refuzat această invitație. Nu este adevărat, noi nu am luat nicio decizie, noi avem mai multe opțiuni. Era opțiunea organizării la Chișinău, era opțiunea organizării la Iași, era opțiunea organizării la București. În următoarele zile noi vom lua o decizie la biroul permanent, acum suntem absolut toți ocupați cu evenimentul pe care îl desfășurăm vineri, inclusiv cu colegi din România care ne vor vizita pentru a participa la conferință și ulterior vom lua decizie. În orice caz, eu sunt în legătură și cu președintele Senatului, domnul Tăriceanu, și cu domnul Dragnea, președintele Camerei, pentru a găsi cea mai bună soluție, luând în considerare și drumul, și vremea de afară, și încărcătura politică de la București, încărcătura politică simbolică de la Chișinău. Decizia încă nu este luată, deci este o informație falsă.